În urma sentinței aprobate de Curtea de Apel București, care a aruncat un colac de salvare societății Apa Term, din această lună demarează planul de reorganizare a furnizorului de apă caldă și căldură. Din acest plan face parte și decizia ștergerii penalităților celor care își achită datoriile restante, măsură care este însă valabilă doar 6 luni. Ștergerea penalităților beneficiază în anumite condiții toți cei care aveau atât datorii cât și penalități ale acestor datorii și erau branșați la începutul lunii februarie. Nu se aplică această procedură celor care erau debranșați. Inclusiv pentru faptul că procedura de debranșare atunci când era avut loc, și aici mă refer la cei care și-au instalat centrale de-a lungul timpului, a impus existența plății la zi. ANL-urile nu pot beneficia de această procedură de ștergere a penalităților. Acolo este o cu totul altă situație, în primul rând tehnică, sunt centrale de bloc. Mulți cetățeni care înregistrează astfel de datorii și penalități înregistrează diferență între datorie și penalități. E vorba despre sume mari. Sunt unii care au 15 milioane, sunt unii care au 150 de milioane sau chiar mai mult. Nu sunt sume pe care cineva în România ziua de astăzi să le poată obține până mâine la ora 8. Drept pentru care termenul în care aplicăm această procedură este extins până la sfârșitul lunii iulie. Locatarii își pot plăti datoriile atât prin intermediul asociațiilor, cât și direct la ghișeele societății. Reprezentanții APA Term spun că măsura este privită ca o soluție pentru a evita falimentul, mai ales că societatea este constrânsă de furnizori să-și plătească la rândul ei debitele. Practic, în condițiile în care asociațiile de proprietari sau persoanele fizice își achită datoria de bază, evident plus curenta, în măsura în care achită datoria de bază, proporțional se scade și din penalități. Fie asociația vine ea și accesează această procedură, fie în baza unei adeverințe pe care o emite persoanei fizice, vine persoana fizică și achită, se încheie o convenție între noi și persoana fizică în baza acelei adeverințe eliberate de asociația de proprietari. Deci șansa asta, deci niciodată nu s-a mai întâmplat, e o șansă unică și merită într-adevăr valorificată. Ar fi păcat, realmente păcat, să nu fie valorificată. Dacă această măsură va funcționa cu adevărat, gălățenii vor trebui să-și achite datorii de peste 93 de milioane de lei și li se vor șterge penalități de aproximativ 88 de milioane de lei potrivit datelor APA Term înregistrate la 30 septembrie 2012.